Bună, prieteni, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Andrei și în episodul de astăzi o să facem ceva foarte, foarte delicios. Vom pregăti o pulpă de miel la cuptor cu legume. Vom face și două feluri de sos, sosul de la miel și vom face și un sos tzatziki. Să aruncă asta acolo. Da, carnea de miel pentru mine este carnea preferată. Iubesc mielul. Sunt singurul din familie care iubește mielul. Dar fetele mai gustă, le place, dar totuși când ideea că mănâncă miel, că vai, că e tânăr, că și nu le prea place, aici lui domnul miel. Eu o să gătesc astăzi o pulpă de dezosată, de în jur de 2 kg. O să vă pun toate ingredientele în listă, sunt foarte multe. Rețeta asta e un pic mai complexă, aveți nevoie și de mai mult timp. Se face și în două etape. Prima și prima oară, cu cel puțin 12 ore, recomandat ar fi 24 de ore sau un pic mai mult, cam 2 zile, să faceți baițul în care să dați carnea de miel și să o lăsați la marinat. Până când eu mai vă povestesc, o să dau drumul la cuptor, că o să trebuiască să fie încins la 180 de grade. Lucrul ăsta l-am făcut și eu. Eu joi, astăzi e sâmbătă, eu joi am făcut carne, am făcut baițul la ea și am dat-o în baiț și am pus-o în tava asta cu rozmarin și am lăsat-o pentru 2 zile la marinat. Miroase extraordinar de bine. Imediat o să începem, o să vă arăt și baițul, cum l-am făcut acum 2 zile și ce ingrediente mai avem nevoie acum și metoda de preparare. Dar vă recomand, dacă vă place mielul și dacă nu sunteți chiar așa convinși că vă place mielul, încercați rețeta asta, că sigur o să vă placă mielul după aceea. Trebuie să mai vă explic câteva lucruri. La friptura de miel vă trebuie timp, vă trebuie condimente foarte puternice. Carnea de miel are nevoie de foarte multe condimente. Și acum nu puneți vegeta, clar, dar o să vedeți baițul. Avem nevoie de chimen, de rozmarin, de cimbru, foi de dafin și este o carne cu un gust puternic. Și ce este foarte important la carnea de miel este să o curățați foarte bine. Carnea de miel are o protecție, un fel de folie, să zic așa, care trebuie dată toată jos. Pentru că dacă nu faceți lucrul ăsta, aromele nu se intre, tot baițul ăsta nu se intre în carnea de miel, ci o să stea pe folia aia, pe scutul acela și nu o să fie aroma, nu o să fie aroma care trebuie în miel. Să vă arăt un pic mielul cum arată în tavă. Cum vedeți, o minunăție! O să fie extraordinar de bun, iau folia asta de aici, că nu mai ne-o trebuie momentan. Da, prieteni, înainte să începem, vă mulțumesc că vă abonați în fiecare zi tot mai mulți oameni la canalul meu. Vă sunt foarte recunoscător că mă urmăriți și mă susțineți în ceea ce fac. Pentru cei care încă nu s-au abonat, vă rog frumos să nu uitați să dați click pe clopoțel, să vă abonați, să primiți tot timpul notificări când pun un nou video, să dați like, să nu lăsați comentarii. Da, fără alte comentarii, să începem, că o să dureze un pic. Și cum am spus, primul lucru ce facem, dăm drumul la cuptor. Înainte de a băga mielul la cuptor, trebuie să îl facem un pic pe plită. Până când plita ajunge la temperatura care trebuie, prieteni dragi, eu o să vă arăt cum am făcut baițul pentru această minunată friptură de miel. Așa că urmăriți baițul, după care revenim în viitor, în bucătărie, unde vom prăji împreună mielul. Bun, prieteni, să începem cu baza. Pentru asta vom avea nevoie de sardele. Le luăm și le măcinăm. Le batem aici în mojar până când le ia mama focului. Acum vom lua cele două lingurițe de muștar. Amestecăm iară bine. Punem
himenul boabe. Și usturoiul. Acum punem o bucată bună de unt. Acum o să punem ulei de măsline, cam în jur de 100 de mililitri. Nu-l puneți tot deodată, că nu o să puteți amesteca. Și încet. Dacă nu, o să dați tot pe lângă. Acum putem pune și restul. Și acum vom veni cu celelalte condimente, praf de usturoi, curcuma, coriandru, cimbru, scorțișoară, boia fumată, piper, boabe măcinat, piper negru. Și cu toate că sardelele sărate mai are nevoie de sare, pentru că e și bucata mare de carne și nu am pus atât de mult sardele. Și încet omogenizăm totul. Foarte bun. Ce mai lipsește este sucul de la o jumătate de limetă. Amestecăm din nou iară totul. Ce bun este. Foarte bun. Acum îl vom pune deoparte. Vom lua tava în care vom pune mielul direct, până și o să-l facem. Vom mai da un pic de sare. Și acum vom turna minunăția asta de mix. Dăm bine. O întoarcem pe cealaltă parte. Vom adăuga crenguțe de rozmarin. De dafin. Luăm rozmarin și băgăm și sub, îl împingem așa, facem loc acolo,
dintr-o parte și din alta. Prieten, mielul este gata. Acum o să lăsăm pentru 24 de ore la frigider. Puteți să lăsați și mai mult, de exemplu, dar minim 12 ore. Eu, de exemplu, astăzi este joi și am să-l fac sâmbătă, deci o să las mai mult de 24, o să las aproape de 2 zile. Nu are nimic, nu vă fie frică, nu se va strica sau nimic, numai mai bine vor intra aromele în el, doar că trebuie să-l țineți la temperatură de frigider, la 4 grade, 3 grade, nu acum la 10 grade afară, pentru că nu e ok. Dar atâta timp cât îl țineți în frigider, nu o să pățească nimica. Încă o să fie mult, mult, mult mai gustos și mai bun, pentru că toate aromele astea o să aibă timp să intre bine în carne. Ce vom face acum, prieteni? Doar îl vom acoperi cu o folie de aluminiu și după aceea îl vom pune în frigider la rece. Așa, prieteni, am revenit acum că ați văzut cum am făcut baițul. Vom începe să tăiem legumele, să le punem în tavă împreună cu mielul, care îl vom prăji un pic în tigaie, după care îl vom pune la dubă. Usturoiul îl punem așa în trei, îl aruncăm în tigaie, în tavă, luăm ceapa și o tăiem în patru. Și dăm drumul acolo. Mai avem morcovi care tăiem. Totul trebuie tăiat mai mare, nu tăiați nimic mic, pentru că totul va fi la sfârșit pisat și făcut un sos extraordinar din aceste legume și din sucurile de la carne. Și avem și un praz. Acum că am întors-o, am pus înapoi rozmarinul peste și o mai lăsăm acum iarăși în jur de 5 minute pe plită. Bun, prieteni, acum urmează pasul 2. Vedeți cum sare, dansează. Punem 400 de mililitri, 500 de mililitri de supă de pui și 250 de mililitri de vin roșu, sec, nu puneți vin dulce. Îi punem capac. Și îl închidem bine. Se facă aburi înăuntru. Bun. Acum o să punem mielul așa cum este la cuptor la 180 de grade pentru 2 ore. Pentru că are 2 kg, în jur de o oră pe kilogram. După 2 ore vom lua folia și vom vedea rezultatul, dacă mai trebuie lăsat un pic sau nu. Acum, prieteni, până când mielul se va face, vom pregăti și sosul tzatziki. Avem nevoie de iaurt grecesc, puteți face cu orice fel de iaurt, dar vă recomand iaurtul grecesc, pentru că totuși este un sos grecesc și atunci trebuie făcut cu... produse grecești, că nu venea alt cuvânt. Bun, avem nevoie de un castravete, mărar, un cățel de usturoi și oțet de vin alb. Prima și prima oară ce trebuie să facem, luăm răzătoarea și dăm pe răzătoare castravetele. Nu-l faceți pe răzătoare mai măruntă, pentru că totuși vrem să aibă o textură în sos. Nu vrem să fie el sos.
Bun. După cum știm, castravetele lasă multă apă, de aceea nu facem imediat sosul. De asta mai avem nevoie imediat. Luăm și punem într-un castron castravetele. Și ca să fim siguri că o să scăpăm de toată apa, că o să lase apă, oricum o lăsa deja după cum vedeți, îi dăm numai un strop de sare. Și amestecăm un pic. Și lăsăm minim jumătate de oră de o parte, lăsăm de o parte la să apa aia să iasă din ei. Pentru că dacă nu, nu vom avea o textură care ne trebuie la sosul tzatziki. Acum luăm răzătoarea. Eu folosesc răzătoarea, puteți folosi ăla de pisat usturoiul, dar pentru că deja am murdărit răzătoarea, nu mai are rost să murdăresc și pe ăla și îl dau pe răzătoare, pe ăsta cel mai mic. Da, nu avem nevoie de mult usturoi. Asta luăm de parte. Și acest usturoi îl putem pune direct în iaurtul grecesc aici, unde vom mai adăuga și, normal, este o rețetă grecească, trebuie ulei de măsline. Cam două linguri, trei. Și îl amestecăm. Amestecați bine până când totul se omogenizează, până când totul este un întreg. Și acum o să așteptăm jumătate de oră până când castraveții noștri vor fi scurși de apă. După cam jumătate de oră, prieteni, luăm castraveții. Și îi stoarcem încă o dată bine de apă. Uitați câtă apă. Punem pe fund. Luăm acum castronul. Luăm un șervețel și punem pe șervețel. Stoarcem încă o dată bine să mai fie, să mai absorbă și șervețelul din apă. Bun, acum este bine. Vom lua castronul de iaurt în care am pus și uleiul de măsline și usturoiul și punem și castravetele. Vom pune acum sare. Piper. Vom amesteca.
mai trebuie să punem acum sunt două linguri de oțet de vin alb. Și trebuie amestecat bine să se omogenizeze totul. Foarte bun, da? Mai are nevoie un pic de sare. Bineînțeles că un sos tzatziki nu e un sos tzatziki fără mărar. O mână bună de mărar. Și amestecăm din nou. Gustăm. Extraordinar. Și până când mielul nostru este gata, îl punem la frigider. Așa vor intra aromele mult mai bine. Friptura este gata. Dura de miel, prieteni dragi. Este gata. Deci, din tavă vom face un sos extraordinar, dar o să fac un alt episod. Pentru că dacă îl fac în același episod durează prea, este prea lung, dar o să-l găsiți în videotecă la mine pe canal și sosul pentru această minunată friptură de miel. Mai avem câțiva pași de făcut. Trebuie să punem mielul acum la odihnit, cel puțin jumătate de oră, ceea ce o să facem acum. Ha, ce fragil este, tot se rupe. Ce culoare frumoasă. Ce bun este, dar cum am spus încă nu este gata. Luăm aceste două lingurițe de aici. Punem încă o foaie de copt pește. Venim cu foaia, cu folia de aluminiu. Venim cu folia de aluminiu peste tot. Și acum îl lăsăm minim jumătate de oră la odihnă. Prieteni, momentul adevărului. Uitați ce transpirată-i. Pentru că ea încă este caldă. Cum arată, dar cum miroase.
asta, uitați, asta e culoarea pe care trebuie să o aveți, prieteni dragi. Și hai și să gustăm. Mmm, ce bună e! Se simte foarte mult aroma de condimente și foarte, foarte subțire, să spun așa, gustul de miel. Nu are o aromă foarte puternică, dar cu bucata asta, un pic de sos tzatziki. Este demențial, cu pireu, sos tzatziki, sau cu orez, sau cu cartofi prăjiți, sau cu cartofi copți. Garnitura e la alegerea voastră, dar e un vis. Carnea e atâta de bună, se topește în gură, aromele de la condimente sunt toate acolo, cum au stat două zile în bait. Prieteni dragi, asta a fost pentru episodul meu cu carne de miel. Vă recomand această rețetă, este extraordinar de bună. Cum am spus, necesită un pic mai mult timp, dar este o mâncare care merită. Poate fi o rețetă pentru voi acum de Paște, acest an de Paște. Dacă doriți, de ce nu? Eu vă urez tot binele din lume, să rămâneți sănătoși, să aveți grijă de voi și să ne vedem cu bine la un alt episod.